Hello, eu sunt Anca și bine ați venit la episodul 3? Nu, 4. Episodul 4 din hashtag după carantină, deși iar că am trebuit să-i schimb numele pentru că deja nu se mai presimte ca și carantină, deja cam totul s-a deschis, deja totul este frumos. De când a început ziua a fost o harababulă. Azi mergem la picnic și mergem la picnic cu lucruri gătite de noi. Într-o oră! Și abia acum m-am întors de la magazin, pentru că abia m-am trezit, este ora 1, bine, abia m-am trezit, m-am trezit la 11:30, dar până am fost, până m-am întors. Am aici câteva ingrediente. O să vă arăt imediat ce am gătit după ce am gătit, pentru că sunt super în grabă și nu pot să filmez în timp ce am gătit ce am gătit, așa că ne vedem acum. Which kind of pasta are you making? I don't know how to say it in English. Is this in Polish? Okay. Macaron. A macaron. Yeah, true. With mushrooms, and sausage and onion. Ooh, nice. And tomato sauce. Eu am făcut un cake aperitiv cu legume și cu chestii și acum o să vedem ce fac și oamenii care sunt în cealaltă bucătărie, că bucătăria noastră e cam acolo. Vreau să știu dacă mai am timp și pentru al doilea dish. So many people cooking. It's so much noisier than in my kitchen. Are you alone in your kitchen? I'm with Jose. What are you cooking? I don't know, man. I'm following the chef's instructions. I don't even fucking know in English. This is empanada. Ah, so she's helping it's you. It's peanuts and ricotta, but it's vegan, so it's tofu. And this is mushrooms with red beans. And this is Canarian sauce. What are you cooking? I'm opening this. You're a chef. Silver paper. Amazing. What are you cooking? I brought this back. I'll cook which is something like couscous. Is that thing that salad. You made a few days? Yes, you tasted it. Nice, nice. And you, are you cooking? No, I have just... You're just hanging out. Suntem în ultimele zile de Erasmus, mai sunt vreo 3 săptămâni până când o să plec de aici. Ideea este că astăzi am venit la picnic la lac, la un lac care e cam la 40 de minute de unde suntem noi. Și eu știam că noi stăm în pădure, căminul nostru este în pădure. Dar se pare că dacă mergi vreo 40-50 de minute prin pădure, dai de un lac. Și este un view atât de frumos. Am venit aici cu mai mulți oameni din mai multe țări, vrem să stăm împreună cu cât mai mulți oameni, mai ales că spaniolii pleacă săptămâna asta și vrem să petrecem mai mult timp cu ei și pe majoritatea dintre ei nu i-ați cunoscut pentru că n-au apărut în vlogurile mele. Fiecare a gătit lucruri culturale din țările lor. Haideți să vă arăt puțin împrejurimile. What is this? Did you cook it? Yes, tortilla, Spanish tortilla. I don't know, try. But what is this? No, rojo is a sauce very typical from Canarias. I made Canarias. What does it have inside? Yeah. Red pepper, vinegar, cumin, salt, garlic and chili powder. And this, what is this? Alioli is a special recipe. It's a parsley, olive oil, garlic, salt and soy because it's vegan. Okay. Please give me like a very sincere and honest review. You can take it with your hands, that don't need a fork. I tasted it. And how did you like it? It was so good. I really like it. Oh, thank you. It's only me. When I like it. Sandra, did you try it? What? This thing. I'm going to try now. Yes. I like it. I need the reviews. It's good. It's good. I love it. You're doing it for the camera, girl. You're saying for the camera it's good. Amazing. Thank you. You are amazing. Good game. The highlights. Yeah, I filmed you. And now he's gonna lose. You wanna play? No, don't keep score. It's because of you. Yeah, I'm a witch. Some redeem. Hi. You wanna play? Yes, I will beat you. Se face destul de târziu și nu vrem să te prindem mistreții prin pădure. Așa că trebuie să strângem și să mergem. O să închei vlogul ăsta aici. A fost un vlog foarte haotic. Dar eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Yes, girl. Yes! Yeah! YouTube! Now you have to censor this shit. Hermani! Bitches and money, you know? Okay. How they always say. Yeah. Bitches, cars and money. Hermani. Like trappers.
What did you do? I saw that. I have to censor it. Ok, să închid vlogul ăsta aici. Eu am fost Anca. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare. Adios, pa!